Ascultăm cuvântul Domnului din Numeri, capitolul 6, de la versetul 22 până la versetul 27, pagina Scripturii, ediția Cornelescu, 151. Numeri, capitolul 6, versetul 22. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: vorbește lui Aron și fiilor lui și spune-le, așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți, Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea. Astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Stimați părinți, bunici, iubiți frați și surori, stimați ascultători ai Cuvântului Dumnezeu, mulțumim Domnului de părtășia pe care ne-a dăruit-o în seara aceasta ca împreună să fim în casa Domnului la timp de părtășie, de rugăciune și totodată permiteți-mi să vă aduc salutări sfinte și frățești din partea Bisericii Betel din Dumbrăveni. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Textul biblic vorbește de binecuvântare pe care Dumnezeu este gata să o ofere. Și pasajul acesta biblic nu se adresează, Moise, dă tu binecuvântarea. Pentru că tu ești robul meu, tu lucrezi într-un mod deosebit, vezi chipul meu. Veți vedea declarații în Biblie în care Dumnezeu spune, nu tot așa este cu robul meu, el vede fața mea. Eu când voi vorbi, când va veni unui proroc, îmi voi descoperi lui, ba în vise, ba în vedenii, dar Moise e cu altă treabă. El vede chipul meu. Ca atare m-aș fi așteptat, Moise, binecuvintează-i tu. Nu. În poporul lui Dumnezeu exista o regulă și anume, era Aron, care era preot, și fiii lui din seminție preotească, ei trebuiau să ofere binecuvântarea. Și atenție, binecuvântarea nu avea Aron în buzunar, nici fiii lui. Binecuvântarea respectivă o avea Dumnezeu, dar Dumnezeu nu o dădea până când Aron norosea. Până când Aron norosea. Atenție, toată binecuvântarea stă la Dumnezeu. Dar dacă Aron are altă treabă, dacă Aron e ocupat și nu poate să o dea, iubiții mei, Dumnezeu e blocat în a da binecuvântarea pentru că nu este rostită. De aceea veți găsi niște lucruri foarte importante aici. Și spune Sfânta Scriptură, așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți. Nu să gândiți voi frumos, am avut de gând să zic, dar n-am apucat să zic. Nu, nu, să ziceți, să verbalizeți ceva. Și încheie pasajul acesta biblic spunând, astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta. Eu pun parafa acolo unde voi îndepliniți cuvântul meu. Frații mei, altă dată era Aron și fiii lui. Cunoașteți foarte bine că atunci când Domnul Iisus Hristos a murit pe calvar, catapeteasma s-a rupt în două. Și dintr-o dată, din locul sfânt, putea intra în locul prea sfânt, pentru că catapeteasma care reprezintă jertfa și trupul său, frânt la calvar, a dat dreptul tuturor celor ce cred în el, nu numai să fie în curtea templului, ci să devină preoți pentru Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Și Noul Testament, fiecare credincios, are poziția aceasta privilegiată de preot. Restul, stimații mei, restul pot să spună tot felul de cuvinte, restul oamenilor pot să rostească tot felul de cuvinte. Dumnezeu dă un cec în alb celor care sunt preoți pentru a rosti binecuvântarea. Și de aceea e foarte important să cunoaștem asta. Cunoașteți foarte bine că Dumnezeu ne-a ales din lumea aceasta să fim o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie a Lui. Tu, eu, ești în poziția aceasta. Repet ceea ce am spus și altă dată. La evrei, puteai să fii cât de deștept. Dacă nu te se nășteai în seminția care trebuia, nu puteai fi preot. Puteți să fii laureat ai premiului Nobel, puteți să fii prim-ministru, puteți să fii orice, dar nu preot. Preotul era doar din seminția aronică. La evrei nu veți găsi niciodată preotese. Niciodată. Prin jertfa Domnului Iisus Hristos, orice bărbat și orice femeie care crede în Iisus Hristos intră în această preoție. De foarte multe ori întâlnesc gândirea aceasta, băi, numai noi bărbații suntem preoți. Stimatele surori sunt ascultate de Domnul. Pe ce bază? Pentru că în preoția aceasta se roagă în numele Domnului Iisus și sunt ascultate, slăvit să fie Domnul.
că în familie și în biserică există o ordine a disciplinei și a colaborării, lucrul acesta este din nou valabil. Însă ca și valoare, orice femeie și orice bărbat a fost răscumpărat prin Iisus Hristos. Amin. Orice femeie și orice bărbat care aparține bisericii, prin dreptul său de preoție, vine înaintea Domnului, se roagă și Dumnezeu ascultă. De aceea slujba noastră este de a binecuvânta. De aceea suntem chemați la lucrul acesta. Spunea cuvântul Domnului în Noul Testament, în 1 Petru, capitolul 3, cu versetul 9, în felul următor. Nu întoarceți rău pentru rău, nici ocară pentru ocară, din potrivă binecuvântați, căci la aceasta ați fost chemați să moșteniți binecuvântarea. Stimații mei, mai există texte biblice care vin și ne spun să nu blestemăm, ci mai degrabă să binecuvântăm. De foarte multe ori întâlnesc mentalitatea aceasta a credincioșilor care spun, băi, dar ce are blestemat? Blestemat nu totdeauna să-i încantații, dar sunt cuvinte de genul ăsta, băi, tu ca fată nu o să te mai măriți niciodată, tu ca băiat nu o să ai niciodată servici, tu ești cleos, nu o să te descurci în domeniul ăsta, chiar dacă tu înveți, nu o să te descurci niciodată. Nu e o incantație ca blestem, dar din gura celui ce o spune seamănă așa ceva. Pentru că atâta vreme cât suntem în lumea aceasta, când trăim sub domnul puterii văzduhului acestei lumi, putem să rostim tot ce vrem noi, pentru că n-are cine să semneze cuvintele noastre, cecul nostru pe care îl rostim. Când ai devenit copil al lui Dumnezeu, tu începi să ai niște caracteristici ale tatălui tău. Și eu câteodată mai dau exemplul acesta. Atunci când un copil se naște în familia noastră, a mea, de exemplu, are caracteristicile mele, pentru că e născut din mine și ale soției mele. Și seamănă cu mine. De foarte multe ori vezi un copilaș după cum merge, după cum zâmbește, după cum are anumite mișcări, știe a cui. De ce? Pentru că moștenește mișcările tatălui său, zâmbetul tatălui său, mimica tatălui său, moștenește. Când ne-am născut a doua oară în familia lui Dumnezeu, începem să semănăm cu Tatăl nostru Ceresc. Și Tatăl nostru Ceresc, una dintre lucrurile pe care le face El, este că ce zice, ia ființă. De aceea credincioșilor nu le spune Sfânta Scriptură, nu blestemați, că ia ființă, ci mai degrabă binecuvântați, că ia ființă. De aceea trebuie să ținem cont la gură. De aia peste tot ni se spune să nu s-audă în gura voastră cuvinte de genul ăsta, de genul căutați mai degrabă cuvinte de mulțumire. Nu lăsați ca golurile alea, mai degrabă spui decât să spui un cuvânt greșit. Mai degrabă te bâlbâi decât să spui un cuvânt greșit. Nu ai voie să o faci. Citiți cu atenție tot Noul Testament. Și atenție, e o expresie a ființei umane foarte simplă, să vorbești, dar contează ce vorbești. Că am fost chemat să moștenim binecuvântarea, Doamne ajută! Amin, amin. Și binecuvântarea aceasta lui Dumnezeu, Dumnezeu este gata să o dea. Stă blocat aici, uitați-vă, cum altă dată la Aron, dacă voi nu ziceți, nu spuneți ceea ce trebuiește, eu nu pot binecuvânta. De aceea suntem chemați acum să binecuvântăm. Și-o schimba cineva o mașină, bineînțeles că suntem în firea pământească și avem o formă de invidie, dar binecuvintează-l, domnule, pe omul respectiv. Nu are a face că-i dator toată viața la bancă. Binecuvintează să n-ai bine și un accident, Doamne ajută. Ți-i greu? Da, ți-i greu? Chiar te interesează de unde are bani, doar nu-i plătești ratele. Dar de foarte multe ori, invidia, răutatea înăuntru nostru și nu binecuvântăm. Suntem blocați așa, suntem blocați și la prieteni și la toți ceilalți. Vorbim, că nu suntem muți, vorbim, dar contează ce vorbim. Ori când Sfânta Scriptură vine și vorbește copiilor lui Dumnezeu, le cere o anumită calitate, o anumită excelență în vorbire. Cuvântul vostru să fie dres cu har și sare. Se cere ceva deosebit pentru că Dumnezeu vine și semnează lucrurile respective. Și cât de frumos este să vedem în anumite comunități când trece pe lângă noi câte un micuț așa, câteodată sunt mai obrăznicuți, câteodată, dar vine la persoana respectivă și trece un bătrân și spune Dumnezeu să te ajute să ajungi un slujitor, un rob al lui Dumnezeu, un profet al Domnului. Dumnezeu pune deja deoparte un dar pentru el. Pentru că cineva a rostit o binecuvântare. Decât îi spui, băi, obraznicule, cui ești, băi, nu te mai văd pe aici, pe adunare, și așa mai departe. Tu iarăși spui ceva. Tu iarăși spui ceva. Și băi, de ce nu mai vine copilul ăsta la adunare? Chiar de ce nu mai vine? Pentru că un preot, o grăit. Stimații mei, faceți-vă timp să găsiți cuvinte pozitive. Sunt copiii pe care îi văd din anumite familii care nici taic sunt, nici maic să n-au nicio treabă cu pocăință. Au venit odată pe la școală duminicală, au venit pe la biserică și trans din biserică preoți.
Dumnezeu să te binecuvinteze, tu ai să fii un slujitor a Domnului. Dar ce bine stă să slujești înaintea Domnului. Dumnezeu să te binecuvinteze, să-ți binecuvinteze toată casa. Toți ceilalți nici nu vreau să audă. El vine la adunare, stă liniștit așa, pentru că mai așteaptă binecuvântări. El vine gata să le primească. Și frate, se dau. Știți că aduce toată familia cu timpul la adunare? Pentru că cum l-au binecuvântat alții pe el, așa începe el să binecuvinteze pe părinții lui. Începe să binecuvinteze pe bunicii lui. Și dintr-o dată Dumnezeu spune, mi-ați degajat locul ca să împlinesc binecuvântarea, că voi nu puteți să împliniți, dar eu pot prin ceea ce rostiți voi. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Dați-mi voi în scurt așa să cercetăm puțin binecuvântarea aceasta prezentată de Domnul aici, pe care trebuiau să o rostească și la care noi am rămas, pentru că este o poruncă directă a Domnului și un mod foarte clar. Binecuvântarea Domnului consta în trei lucruri diferite, trei lucruri pe care Domnul le punea aici. În primul rând spune Scriptura, Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. Atunci când Dumnezeu binecuvintează pe cineva, binecuvântarea lui Dumnezeu totdeauna are niște efecte inconfundabile. Totdeauna spun că binecuvântarea face diferența în viață. Nu contează că este binecuvântarea la binecuvântare de copii sau binecuvântarea la căsătorie sau binecuvântarea rostită pentru cineva care are un examen sau care are de făcut o călătorie sau care are de făcut o investiție. Binecuvântarea totdeauna face diferența. Dincolo de inteligența omului, dincolo de planurile lui foarte bune, binecuvântarea este cea care face diferența. Că am întâlnit foarte mulți oameni de afaceri, domne, eu le-am, îți deșteptă să deosebi, dacă mă ajută Dumnezeu în direcția asta, eu am să iau și am să ajut și am să fac și așa mai departe. Și contează foarte mult dacă omul ăla cu planurile lui bune, cu gândurile lui bune, are binecuvântarea Domnului. Dacă nu are, rămâne doar cu inteligența. Și rămâne cu experiența negativă. Băi, am încercat, dar nu am mers. Ori, iubiții mei, binecuvântarea în viață face diferența. Câte situații n-am văzut de tineri, de copii, care au plecat în viață dezavantajați. Efectiv dezavantajați. N-aveai de unde să spui, domnule, va ieși ceva de aici. Va ieși. Și dintr-o dată a apărut ceva nou, și anume binecuvântarea rostită peste el. Și binecuvântarea aceea rostită, în timp ce alții s-au prăbușit, în timp ce alții n-au avut niciun spor, l-a propulsat dintr-o dată și el recunoaște și spune, domnule, nu-l iam, nici eu și nici neamul meu. Cineva m-a împins de la spate și încă mă ține. Pentru că asta înseamnă binecuvântarea lui Dumnezeu. Ori totdeauna când apare binecuvântarea lui Dumnezeu rostită, binecuvântarea aceasta îmbogățește. Când noi vorbim de bogății, automat ne gândim la lei, la euro, la dolari, la case, la pământuri. Frații mei, bogăția din punct de vedere biblic înseamnă mult mai mult. Lei și posesiunile sunt lucrurile cele mai mărunte. Când Dumnezeu te face să faci, ai trecere în fața unor oameni, este bogăție, frații mei. Te întreabă ăștia, băi, dar cum te cunoști tu cu omul ăla? Cum de ăla vine și stă de vorbă cu tine? Că eu aș vrea, dar am încercat, dar cum de stă de vorbă? Pentru că Dumnezeu îți deschide uși. Dumnezeu îți face să capeți trecere. Astea sunt bogății pe care Dumnezeu ți le dă. Spune Sfânta Scriptură în Proverbe, capitolul 10 cu versetul 22, în felul următor. Binecuvântarea Domnului îmbogățește și El nu lasă să fie urmată de nici un necaz. Stimații mei, de-aia e bine să-i binecuvântăm pe copiii noștri. De-aia e bine. Și încă o dată vă spun, lucrurile de pe pământul acesta trebuie să le ai în măsura în care le poți stăpâni și le poți controla. Pentru că îți buni și banii, îți buni și casele, îți buni și afacerile, și firmele, și mașinile, toate sunt bune. De folosit pentru ce îți îngăduie Domnul. Dar dacă lucrurile acestea nu poți să le stăpânești, câți oameni nu mai sunt în adunare din cauza lor? Câți oameni nu mai au nicio pasiune? Câți oameni nu au venit în casa Domnului și erau plini de râvnă când nu aveau și se rugau marța seara sau când era cu mâinile sus, Doamne, mulțumesc de pâinea cea albă pe care mi-ai dat-o și astăzi. Și a dat Dumnezeu puțin mai multă binecuvântare și când i-a dat mai multe, nu mai vine. Își lasă nevasta și el pleacă, care a câștigat bani. El întreb câteodată, frate, dar trebuie să mai vii, să vină la adunare cine n-are treabă. Eu am treabă. Dintr-o dată și-o găsit de lucru. Parcă cei care vin n-au treabă, toți n-au treabă. Numai el are treabă. Ori de unde mentalitatea asta? Pentru că binecuvântarea pe care ți-o dă Dumnezeu trebuie să poți să o stăpânești. Și Dumnezeu când te binecuvintează, îți dă și lucrurile pe care le poți stăpâni. Nu toți pot să aibă firmă de camioane. Nu toți pot să aibă firmă de nu știu ce, care să învârtă banii cu lopata. Nu!
Ci Dumnezeu îți dă exact cât îți trebuiește și trebuie să fii mulțumit. Doamne ajută! Dar te îmbogățește în alte aspecte. Te îmbogățește Dumnezeu și te face să capiți trecere. Îți ascultă rugăciunea Dumnezeu și îți mai spune, insistă în rugăciune, pentru că te ascult. Pentru că ești preot în casa ta, ești un om sau o femeie pe care eu îl ascult. Continui să te rogi pentru copiii tăi, continui să ceri lucruri bune de la Domnul pentru ei. Și eu, lucrurile acelea care le am și am mult mai multe lucruri decât pot cere sau gândi tu, eu le aștept să apară rugăciunea ta, aștept să apară binecuvântarea pe care tu o rostești acolo. Ei bine, toate aceste lucruri se dau de Dumnezeu care poate binecuvânta în momentul în care noi rostim binecuvântarea respectivă. Totdeauna binecuvântarea lui Dumnezeu ne îmbogățește cumva, ne dăruiește un har aparte. Însă binecuvântarea pe care ți-o dă Domnul produce, stimații mei, și probleme. Foarte multe probleme. Amintiți-vă dumneavoastră că Dumnezeu l-a binecuvântat pe Avram și pe Lot. Știți de ce Lot s-a dus la Sodoma? Pentru că aveau foarte multe binecuvântări. I-a binecuvântat Dumnezeu și o trebuie să se despartă. Totdeauna binecuvântările lui Dumnezeu au și un anumit lucru. Că te binecuvintează Dumnezeu și îți merge bine. Pe lângă binecuvântări, mai și experiență, mai și subiecte de rugăciune. Dar oamenii văd binecuvântarea și începe invidia și începe biciul limbii să te lovească. De aceea spune Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. Toți vrem binecuvântarea lui Dumnezeu, însă Dumnezeu e gata să vină și cu paza lui. Să te păzească de biciul limbii, să te păzească de oameni uneltitori, să te păzească de oameni răzbunători cu gând de răzbunare, să te păzească de minte odihnită care altă treabă n-are. Tu ai de lucru în ogorul Domnului, el altă treabă n-are. Și pentru că ești binecuvântat, devii o țintă. Nu pentru că ești predilect pentru el, pentru că ai făcut vreun rău, pentru că efectiv predici mai bine ca el. Pentru că efectiv Dumnezeu te-a binecuvântat, ți-a făcut trecere, ți-a deschid ușile în față de parcă ar avea telecameră. Intri, ți-a deschid, băi, cum de intră ăsta acolo? Cum de are acces acolo? Cum de toți să dau pe lângă el? Cum de? Când Dumnezeu binecuvintează pe cineva, îl face să capete trecere, îl face să fie însoțit de darul lui Dumnezeu, îl face să aibă progres în lucrarea lui Dumnezeu. Și lucrurile acestea, stimații mei, vrei, nu vrei, stârnesc invidia, răutatea și câteodată răzbunarea oamenilor. De aceea primul segment al binecuvântării este Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. Când cereți binecuvântarea, când binecuvântați, nu uitați de a doua parte și pentru copii. Că noi suntem gata, Dumnezeu să te binecuvinteze cu înțelepciune, Dumnezeu să te facă cap și nu coadă, Dumnezeu, dar Dumnezeu să te păzească și de oameni răi, copilul meu. Dumnezeu să te păzească de oameni care nu știi de la ce îs împotriva ta, nu știi de la ce, să-i scoată de pe traiectoria vieții tale. Rostește și lucrul ăsta că e scris în Biblie. Dumnezeu să ne ajute, frații mei. Noi luăm numai prima parte și tare o mai rostim. Și apoi vin copiii plângând. Mamă, am reușit, am așa. Și au ăștia cu mine, ce au? Eu nu-i pot înțelege, doar pe drept, toate lucrurile sunt pe drept. Oare ce au ceilalți cu mine? Vrei, nu vrei? Lucrurile acestea dor cel mai mult, câteodată doare mai tare ca binecuvântarea. Binecuvântarea vine și parcă ești obișnuit cu ea. Dar când ălaltul are grija ta, când ălaltul te vorbește de rău, când ălaltul scoate anumite vorbe despre tine care nu sunt adevărate, stai și te gândești, oare ce, trăiești într-o lume nedreaptă, într-adevăr, dar astea sunt șocuri pentru foarte mulți oameni. De aceea Dumnezeu spune, Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. Amin. Iosif a fost un om binecuvântat. A fost un tânăr binecuvântat. Dar binecuvântarea Domnului l-a însoțit totdeauna, însă l-a și păzit. Stimații mei, binecuvântarea Domnului a fost pentru el că tatăl lui îl iubea mai mult ca toți ceilalți frați. Iubirea tatălui s-a concretizat printr-o haină făcută specială pentru el față de toți ceilalți frați. Binecuvântarea Domnului și a tatălui pentru Iosif a produs în ceilalți frați ceva deosebit, și anume invidie, răutate. Și erau frații lui. La un moment dat chiar s-au gândit să-l ucidă. A fost cineva care a spus, măi, hai să-l vindem decât să-l ucidem, haide să-l vindem. Bun. După momentul acesta dificil prin care Iosif, gândiți-vă ce traumă lăuntrică a avut el.
El, un copil naiv, inocent, care spunea tot ce auzea lui taicu și credea că taicu-l apreciază și îl păzește. Ei, bă, erau nervoși ăștia, dar în fine, el era oricum cu minte la tata. Și dintr-o dată ăștia îl bagă în așa și îl vând la un moment dat. Doar stai și te gândești la, la timpul acel, Doamne, dar ce fac eu aici? Pentru felul cum am fost, am ajuns așa. Nu, n-ar trebui să fiu puțin mai șmecher? N-ar putea să mă adaptez și eu la vremea asta? La, dacă frații mei sunt așa răi, păi ceilalți egipteni cum or fi? Cum or fi? Eu pot rezista eu în stilul ăsta? Totuși Iosif rămâne lângă Domnul, cu binecuvântarea Domnului. Ajunge la un moment dat să aibă o altă ofertă a soției lui Potifar, care din anonimatul robilor îl scoate pe el în evidență. Aslan era ocupat pe la curtea imperială și dintr-o dată îi se spune foarte clar că poate avansa foarte rapid. Și Iosif, din fericire, are un etalon deosebit. Să mă ferească Dumnezeu, să păcătuiesc în primul rând înaintea Domnului. Înaintea Domnului. Apoi a șefului meu, care nu mi-a oprit nimic din casa asta. Afară de tine. Afară de tine. Ca atare l-a rămas. Binecuvântat, dar în pușcărie. Binecuvântat, dar în pușcărie. Pentru că efectele s-au văzut. Dar în pușcărie a fost păzit. Oricât au încercat să-i pună capașii peste binecuvântarea pe care Dumnezeu i-a dat-o. Într-o zi, binecuvântarea a ieșit. Pentru că Dumnezeu i-a servit lui Faraon un vis, un vis pe care nimeni nu mai știa să-l tălmăcească. Și pe Iosif l-a antrenase deja la tălmășit vise. Oricând l-a chemat Faraon pe Iosif să tălmăcească visul prin conjunctura pe care dumneavoastră o știți în Biblie, pentru Iosif n-a fost o problemă, însă a recunoscut, nu eu, ci Domnul are putere să tălmăcească. Iosif dă tălmăcirea visului și binecuvântarea aia rostită și care l-a urmărit toată viața, se vede la Iosif că rămâne, devine al doilea după împărat. Gestionează toată averea Egiptului. De ce? Pentru că binecuvântarea Domnului îmbogățește, slăvit să fie Domnul. Ori, stimații mei, e foarte important ca atunci când rostim binecuvântarea să fie în formula corectă, Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. Al doilea aspect pe care îl avem aici în binecuvântarea aceasta și care arată că Domnul cunoștea foarte bine natura umană este Domnul să facă să lumineze fața Lui peste tine și să se îndure de tine. Atunci când fața Domnului luminează peste cineva, frații mei, ne-am aștepta ca, să spunem, slăvit să fie Domnul, Domnul luminează peste mine. Vrei, nu vrei, câtă vreme ești în întuneric, stai bine, stai foarte bine. V-am spus dumneavoastră și cunoașteți că în timpul lui Ceaușescu mergeam la adunare la Plopeni. Când plecam de acasă, duminica seara era bine, așa, era bine, dar în timp ce noi eram la adunare, mai ploua afară, străzile nu erau asfaltate. Când veneam acasă, un întuneric beznă, împreună cu ceilalți tineri, s-auzeam plios, 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 până aia nu era nicio problemă, nu-ți vedea nimic, nu-ți vedea nimic, se simțea așa, nu-ți vedea. Când intram în casă la lumină, atunci vedeam adevărul. Atunci vedeam petele de noroi și de glot pe pantaloni, pe... ne mai și fugăream cu ceilalți, pentru că nu se vedea nimic. De aia spune Biblia că oamenilor nu le place lumina și nu le place să vină la lumină, pentru că dacă vin la lumină, li se văd faptele. Și atunci ei trag la întuneric mai mult. Când te luminează Domnul, primul lucru care se produce, vezi adevărul despre tine. Atunci când te luminează Domnul, vezi adevărul despre tine. Vedeți dumneavoastră, Isaia a fost un proroc al Domnului. Până în capitolul 5, el spune, vai de voi, băutorii de vin, vai de voi care zidiți și puneți așa, vai de voi care faceți aia, vai de voi, vai de voi, vai de voi, până în capitolul 6. În capitolul 6 spune, l-am văzut pe Domnul. Cu alte cuvinte, fața lui a luminat peste mine. Și atunci n-am mai spus, vai de voi, ci vai de mine. Ăsta-i semnul că Domnul te luminează. Asta-i semnul că Domnul, când Dumnezeu își înalță fața peste noi și ne prezintă cuvântul Său, nu spunem, păi și bine vorbește Domnul, păcat că ăștia care trebuie să fie ei și nu sunt. Nu, nu, aia nu-i față luminată, tu dai reflectorul doar pe altul. Când te luminează pe tine fața Domnului, vezi poziția ta în fața lui Dumnezeu și atunci strigi, vai de mine. Ori, iubiții mei, numai când vezi adevărul despre tine, poți căpăta îndurare. De obicei, noi nu prea avem nevoie de îndurare. Băi, vrea să te ierte Domnul. Pentru ce? Pentru ce? Ești băia, fain. N-am nicio treabă. N-am făcut nimic. Știi, ăsta-i semnul că n-ai stat sub reflector, fratele meu. N-ai stat sub reflector. Nu te-ai cercetat și fața Domnului n-a luminat peste tine. Eu nu, eu stau bine, frate. Dar chiar n-ar trebui cumva... Nu, Domnule, eu stau bine în domeniul ăsta.
De aceea e important pentru noi să ne dăm seama că atunci când ne luminează Domnul, ne vedem starea noastră. Se vorbește foarte mult despre Evanghelie, care înseamnă veste bună, dar Evanghelia nu are niciun efect la o persoană care nu a auzit vestea rea. De foarte multe ori noi mergem la oameni să le spunem, oameni buni, Domnul Iisus vrea să vă mântuiască. E bine, e bine, dar eu nu am niciun... Pentru ce? Eu trăiesc bine și așa, n-am nicio problemă. Da, dacă muriți, ajungeți în rai, n-am niciun interes, da, ce nu-i bine așa? Ei, vestea rea este că cine nu-L acceptă pe Hristos merge în iad, este pierdut pentru veșnicie. Și tocmai de aceea toate sistemele teologice la momentul actual și psihologice și oamenii formatori vor să scoată iadul, pedeapsa veșnică de acolo. Pentru că dacă scoți iadul și pedeapsa veșnică, nu mai are niciun sens pocăința și nu are niciun sens să-i spui la om, băi, chiar trebuie să te salveze. Evanghelia nu mai are putere. Pentru că Evanghelia îl salvează pe om de la pierzare. Este vestea rea pe care o aduci prima dată, ca vestea bună să aibă efect. Ori de foarte multe nu se mai vorbește. Dacă se începe a vorbi de păcat, de furășiuni, de hoței, de vorbiri de rău, frate, supărați, domnule, te rog frumos, vorbește pozitiv. Vorbește pozitiv. Pentru că vorbim pozitiv, ne putem complace într-o băltoagă așa de amestecuri, de tot felul de mormoloși, de tot felul de situații, dar oricum e bine pentru noi. Oricând se predică Evanghelia clară, singurul lucru, domnule, eu sunt păcătos, am nevoie de salvare. Și atunci vine Evanghelia și spune, sângele lui Iisus Hristos ne curăță dacă ne pocăim și ne mărturisim, Doamne ajută! Și atunci oamenii sunt interesați. Ori de foarte multe ori pierdem din vedere lucrul acesta. Fața Domnului nu mai luminează peste noi, nici nu mai căutăm lumina Domnului, nici nu mai căutăm fața Domnului să ne lumineze și nici nu avem nevoie de îndurare ca atare. Oricând fața Domnului luminează peste noi și ne vedem adevărul, avem nevoie de îndurare. Spune Scriptura, după ce Isaia a văzut cum este, a mers o ființă cerească, a luat un cărbune de pe altar care reprezenta jertfa ispășitoare a Domnului Iisus, i-a atins buzele cu el și a spus, cărbunele acesta atingându-se de buzele tale, păcatul tău este ispășit și nelegiuirea ta este iertată. Abia atunci vine iertarea după ce ești luminat. După ce ești luminat. Nu poate exista iertare câtă vreme vine Dumnezeu și spune, te ierte păcat. Da, tu întrebi pe Dumnezeu, dar care păcate? Care păcate? Că eu nu mă sunt păcătos. Tu mă ierți în avans de păcatele care le voi face? Ori iubiții mei, a lumina fața Domnului peste noi presupune în primul rând să vedem adevărul despre noi și despre ființele noastre. Și când vezi adevărul în lumina Sfintelor Scripturii, poți să vezi poziția aceasta. De aceea există atâta lipsă de pasiune câteodată pentru noi. Pentru că ne obișnim. Vedeți, când venim la pocăință, venim dintr-un mediu. Unii au fost alcooliști, alții au fost jucători din noroc, alții au fost cum au fost, nu mai repet, că spunea Pavel câteodată, niște rușine și spunem ce făceau sau ce fac ei la ascuns și ce am făcut noi la ascuns. Dar atunci am văzut că suntem mizerabili, am văzut că suntem păcătoși, că fața Domnului a luminat peste noi și a zis, Domnule, suntem păcătoși. Am venit la pocăință, nu mai bem, nu mai fumăm, nu mai păcem păcatele respective. Mai avem noi niște treburi așa, mai păcate ale limbii, anumite adevitudini, anumite ecutare, dar față de ce am fost înainte, numai. Când acum vine să ne lumineze fața Domnului, că noi ar trebui să mai lăsăm anumite lucruri, că noi ar trebui să privim pe fratele nostru mai presus de noi înșine, că noi ar trebui de fapt să ne îngăduim unii pe alții, că n-ar trebui să disprețuim pe nimeni din cauza pregătirii culorii pielii sau familiei din care se trage, că noi ar trebui totuși să privim la fiecare ființă ca un posibil purtător de Hristos, sau dacă nu cumva chiar purtător de Hristos, ar trebui să facem lucrurile. E, Doamne, nu chiar așa. Și ca atare nu ne mai pocăim. Cu aceeași stare băltim. Așa în situația asta. Pentru că fața Domnului n-a mai luminat peste noi, îndurarea Lui n-a mai fost peste noi și noi nici nu prea ne mai vedem păcătoși. Uitați-vă în schimb la Apostolul Pavel, care vine și spune, o, adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul acesta. Hristos a venit să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Pavele, poate ai fost când prigoneai biserica. Poate ai fost când îmblai cu scrisoare de acreditare. Poate ai fost când păzeai hainele ca aștept să-l omoare pe Ștefan cu Petru. Poate ai fost, dar nu sunt eu. Nu. Pentru mine azi dimineața a luminat fața Domnului și eu nu-i lăs la pocăință pe toți mine. Primul care trebuie să pocăiască astăzi sunt eu. Pentru că sunt păcătos luminat de Dumnezeu. Am văzut că sunt, nu sale de altă dată, sunt astea de acum.
Văd anumite lucruri care trebuie îndreptate în viața mea. Pentru că sunt primul păcătos, vreau primul să mă pocăiesc. Avem aceeași gândire, frații mei? Pentru că lumina Domnului asta produce. Asta produce. Învățăm de la Domnul și pe măsură ce mergem în viața de pocăință și în experiență și vedem lucrările Domnului, ne cristalizăm în timp. Ne cristalizăm. Ne vorbește Domnul în anumite lucruri, dar Domnul totdeauna ne vorbește ca tată. Ca un tată iubitor ne vorbește. Și noi de foarte multe ori, știți cum e, cum sunt și copiii așa, profitori, sărim în brațele lui tata și mai trăgem și de urechi, după ce că ne-a vorbit, ne-a îngăduit. Ei, când vorba de Dumnezeu, tot așa sărim în brațele lui, Doamne, ne-ai spus că ne iubești și chiar abuzăm de relația aceasta. Ori, frații mei, suntem chemați ca într-un respect divin să ne apropiem de Domnul, să vă lăsăm să ne lumineze și în locurile în care El ne arată să ne pocăim, să ne ajute Domnul să o facem. Și în anumite aspecte, uitați-vă la David, cât de frumos omul ăsta, vine în Psalmul 139 și după ce spune că Dumnezeu cunoaște totul, vede totul, pașii, gândurile omului, el vine și spune, Doamne, vezi pe ce cale sunt și du-mă pe calea veșniciei. Păi tu nu ești sigur că ești pe calea veșniciei? Nu. Nu. Eu sigur că sunt adunare. Eu sigur că fac bine. Eu sigur că ceea ce gândesc eu e ok. Felul cum procedez eu după mine e bine. Dar totuși nu eu sunt ultimul evaluator, ci ultimul evaluator este Domnul. Doamne, uită-te la mod. Eu mă gândesc că fac bine și vreau să fac cât mai bine, dar nu rămâne la ceea ce gândesc eu. Te rog frumos să verifici. Vezi pe ce cale sunt și te rog nu mă lăsa să mă duc. Chiar dacă eu cred că Saul când mergea după credincioși și credea că face rău? Nu, face bine. Știți că există oameni care rup biserici și gândesc că fac bine? Știți că există oameni care distrug familii și dau idei la soț, lasă-o băi, sau la soție, da, nu o lasă, fără să știi, după ce a apărut divorțul, el îi pinzoană. Frate, am spus și eu, la plesneală, așa, o vorbă, de eu că am crezut, chiar se întâmplă. Uite, și nu te-a pus să rostești așa ceva? Și te-a pus să te bagi acolo? Întâi și toți păstorii, toți care aveau un cuvânt de spus, au spus ceva, tu te-ai dus acolo și ai spus altceva. Ăștia s-au luat după ce au spus tu și acum când e tragedia în vârf și toți nu mai știu, tu ai dispărut din zonă că doar a fost o idee așa pe care ai spus-o tu. Ori, iubiții mei, lucrurile acestea contează. De aceea este foarte bine să fim atenți, să lăsăm pe Domnul să ne lumineze, să ne facem și chiar în anumite aspecte în care suntem aproape siguri, să lăsăm pe Domnul să ne cerceteze în supremația și în dragostea sa. Amin. Și Duhul Sfânt arată în Scriptură, pe lângă faptul că te călăuzește în toată adevărul, Duhul Sfânt are o abilitate, și anume când trebuie îți pune piedici. Chiar dacă te enervează piedicile, că nu poți intra, vrei să te duci, nu vrei să te... și Duhul Iisus nu-ți dă voie, nu-ți dă voie. Doamne, dar ce nu-mi dai voie? Pentru că eu călăuzesc prin piedici. Eu călăuzesc prin ușă închise. Eu călăuzesc că acolo unde ai vrea să te duci tu și crezi tu că ar fi bine, eu îți spun stop, stop. Și atenție, când Pavel și Sila vreau să meargă în Bitinia, nu vreau să meargă să fac vreun partid. Nu vreau să facă, să deschide vreun chioșc alimentar, să vândă produse la cei de acolo, să câștige și lucrarea Domnului. Nu, mergeau spre ce Evanghelia. Și Duhul lui Iisus i-a spus stop, pentru că Duhul călăuzește și prin piedici. Ori când te lași călăuzit de Dumnezeu, te uiți la piedica respectivă, te uiți la ușa aia care e închisă și spui, Doamne, mulțumesc frumos. De ce? Că te călăuzește Dumnezeu și în aspectul acesta. Ultimul lucru pe care îl văd aici în textul ăsta biblic, primul este Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. Domnul să facă să lumineze fața Lui peste tine și să se îndure de tine. Apoi Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea. Atunci când Domnul își înalță fața peste cineva, omul ăla poate vedea măreția lui Dumnezeu, poate vedea splendoarea lui Dumnezeu. Nu uitați, stimații mei, că noi avem o imagine despre Dumnezeu aici. Dar imaginea asta e mică față de ceea ce este cu adevărat Dumnezeu. Noi nu-L putem conceptualiza și prinde între două urechi cât e de mare Dumnezeu. Pe El nu-L pot cuprinde cerurile cerurilor. El ni se revelează în Scriptură cum este El și ceea ce ni se revelează e greu de prins. E greu de exprimat cum un singur Dumnezeu poate exista în trei persoane. E greu de prins, e greu de exprimat și de gândit lucrurile astea. Însă, ăsta este Dumnezeu. Ori când Dumnezeu în măreția Lui ți se descopere o parte din El, cum s-a descoperit unul, te cuprinde groaza când vezi cât de mic și neînsemnat ești tu și cât de măreț este El.
Când El cuprinde totul în toate, cerurile cerurilor nu-L pot cuprinde. Ca atare, mintea mea, doar o mică parte din El, dacă îl vede, rămâne uimită, rămâne bulversată de ceea ce vede. Cunoașteți cazul lui Iov, un om cu o moralitate extraordinară. Omul ăsta a auzit vorbindu-se despre Dumnezeu. La predici, la priveghiu, la mormântări, la căsătorii, o auzit și el vorbindu-se despre Dumnezeu. Dumnezeu e bun, Dumnezeu e un foc mistuitor. A, o fi, un foc mistuitor, o fi cum o fi. Totuși omul ăsta s-a ținut viața. A fost un om neprihănit, lăudat de Dumnezeu. Dar el a auzit numai despre Dumnezeu, cum auzim și noi. Dar într-o zi, într-o furtună mare, s-a prezentat Dumnezeu să vorbească cu Iov. Și Scriptura spune că Iov a fost atât de marcat, încât a zis următoarele cuvinte. Urechea mea auzise vorbindu-se despre, dar toată treaba s-a schimbat, că ochiul meu te-a văzut. Pentru că te-am văzut, eu ăla care mă dădeam fără, eu ăla care spuneam că n-am făcut nimic, mi-e scârbă de mine că te-am văzut cine ești tu și mă pocăiesc în sac și cenușă. Stimații mei, când vezi măreția lui Dumnezeu, inima ta se pierde în fața Lui. Există texte biblice care spun, priviți pustiile pe care le-a făcut El pe pământ. Noi la momentul actual dăm vina pe oameni politici. Noi dăm vina pe anumite lucruri. Nu uitați, Dumnezeu stă pe tron. Spune Biblia într-un psalm, Dumnezeu când cu potopul stătea pe tronul Lui de domnie. Nu era speriat că apele năvălesc pe pământ, sunt salvate doar 8 suflete din atâta mari de oameni care... Nu, nu. El stătea pe tron, totul era sub control. Primul război mondial, al doilea război mondial, războiul din Ucraina, totul este sub control. Binecuvântat să-i fie numele. Nu putem prinde toate astea. Noi am vrea ca apărătoria Lui și să explicăm chestiile astea. Cum adică Dumnezeu îngăduie să nască copii bolnavi? Cum îngăduie să nască copii cu malformații? Am vrea să le explicăm. Dar frații mei, trece dincolo de logica noastră. Cineva mai înțelept, mai puternic, unul care știe viitorul, știe totul, așează toate lucrurile la vremea lor. Câteodată spunem și noi, Dumnezeu, nu știm, probabil nu Dumnezeu, dar Dumnezeu vine simplu în Biblie și spune lui Moise, la un moment dat, că Moise spune, Doamne, eu sunt gângav, nu mă poți trimite. Și Dumnezeu spune, nu fac eu pe om orb, nu fac eu pe om mult, își asumă lucrurile acestea. Și spune, eu le controlez. Ceea ce voi nu aveți explicație, nu știți, eu le controlez. Luați-le ca din partea mea. Pentru că măreția Domnului se vede în absolut tot. Noi vrem să explicăm umanist, într-un mod explicit, că noi iubirea o înțelegem doar a ne face Dumnezeu nouă bine, să trăim cum vrem mușchii noștri și cât mai mult. Cam asta e iubirea lui Dumnezeu. Iubirea lui Dumnezeu să ne aibă pe noi veșnic. Amin. Asta e iubirea lui Dumnezeu. Nu să trăim bine pe pământul ăsta care oricum se duce și îmbătrânim, ci să fim cu El o veșnicie și în calculul Lui ne așează toate lucrurile în așa fel încât să ne ducă direcția într-acolo. Și din pricina aceasta, măreția Domnului câteodată ne îngrozește. Suntem înspăimântați de ceea ce se întâmplă în lume și de ceea ce urmează probabil să se întâmple. Toate lucrurile de pe pământul ăsta se strică și parcă ne fuge pământul de sub picioare. Și în cazul acesta, când vezi cu adevărat măreția Domnului, când vezi splendoarea Domnului și când vezi modul în care lucrează El, e foarte important, cum spune Scriptura aici, și să-ți dea pacea. Adică, singurul moment în care poți avea pace este că în mijlocul tuturor acestor probleme care vor veni și au fost, să-ți aduci aminte că Dumnezeu prin Iisus Hristos nu te-a făcut robul Lui, robul meu Daniel, prea iubitul meu Daniel sau Isaia, ci te-a făcut copilul Lui prin credința în Iisus Hristos. Tu ești frate cu Iisus Hristos și copilul Lui Dumnezeu. Oriunde ai fi, Dumnezeu te tratează ca copil, îți ascultă rugăciunea, Hristos ne pregătește un loc acolo și nu contează cum sau unde vom pleca din lumea asta. Noi suntem acasă la Domnul, unde este mult mai bine, spunea Pavel, și noi îl credem pe Pavel. Ca atare, ai o pace care întrece orice cunoștință. Ai o pace care în mijlocul necazurilor și a problemelor îți dă certitudinea că tu ești copilul lui Dumnezeu. Deci, indiferent ce se întâmplă în lumea aceasta, când Dumnezeu își va arăta măreția și puterea în fața oamenilor care copleșesc pământul cu nelegiuiri, noi vom ști că suntem copiii Lui. Și în fața veșniciei, când toți vor alerga îngroziți de măreția Lui, când Tatăl nostru, împreună cu Hristos și cu Sfinții Îngeri, se va arăta, când toți oamenii vor fi cuprinși de groaza grozii, că îl vor vedea pe El
așa cum este, în ziua aceea noi vom putea, pe baza păcii pe care am dezvoltat-o de-a lungul timpului, să spunem, eu nu mă tem, El e Tatăl meu, Lui m-am rugat, Lui am cântat, Lui m-am închinat, toată viața mea aparține Lui. Pentru că, iubiții mei, când își înalță Domnul fața peste tine, să-ți dea și pacea, Doamne ajută. Vei vedea lucruri pe care nu vei putea să le explici. Nu vei putea să ai explicație logică. Câteodată îți vine să te cerți cu Dumnezeu, de parcă ai avea contract să-ți explice, dar Dumnezeu nu face asta. Dumnezeu rămâne sfânt și drept și iubitor în suveranitatea și supremația sa, slăviței fie numele. Când vom ajunge dincolo, ne vom da seama că am cântat degeaba. Când vom ajunge dincolo, ne vom da seama că ne-am iertat cu Dumnezeu degeaba. Și cine am fost noi să ne iertăm cu El? Și vom vedea că ne mângâie pe cap și ne spune, te-am văzut cum cârteai, te-am văzut cum bombăneai pe la colțuri, te-am văzut și rugășiunea vei, unde ești, Doamne, de ce nu vii acum la mine? Te-am văzut, dar eu am știut atitudinea ta, ți-am dat pacea mea și în cele mai grele necazuri ai ieșit biruitor. Frații mei, binecuvântarea pe care o rostește Dumnezeu acolo și care e gata să pornească spre noi, este așezată. Dumnezeu să te binecuvinteze și să te păzească, slăvit să fie Domnul. Domnul să lumineze fața Lui peste tine și să se îndure de tine. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea. Să ne ajute Domnul astfel să pună numele Meu peste copiii lui Israel și Eu, după ce ei vorbesc ce trebuie, Eu îi voi binecuvânta. Și ce binecuvintează Dumnezeu, rămâne binecuvântat. Amin.